promis astăzi o rețetă din doar 3 ingrediente. Bun, mai putem asezona pentru decor, dar la bază avem 3 ingrediente. Absolut, doar 3 ingrediente. Consider că este o rețetă destul de cunoscută. Astăzi va fi însă o variantă reinterpretată și în plus este o variantă pentru a fi luată pe plajă sau, de ce nu, și la picnic. Iar încă o dată în plus, practic am două variante de rețetă, una pentru adulți și una, de ce nu, pentru copii, pentru că sigur că da, pentru aceștia ne dăm și viața acum, cum se spune. Aveți nevoie, așa cum am spus, de trei ingrediente: burrata sau mozzarella, după preferință. Aveți nevoie de roșii și busuioc. Ca și ingrediente adiacente, puteți folosi un pic de ulei de măsline, un pic de sare, sigur că da, și un strop de oțet balsamic. Deci, ați ghicit, este o variantă de caprese, sigur că da. Am să le prezint însă în borcane, așa cum v-am spus, pentru a fi luate pe plajă. Pentru adulți, sigur că da, un borcan mai mare, iar pentru copii un borcan mai micuț, dar pentru copii însă am varianta de ingrediente cu mai rotunde, sub formă de biluțe, și anume voi folosi în loc de roșiile normale, sigur că da, roșii cherry, roșii și galbene, astfel încât să fie cât mai colorat preparatul, dar voi folosi și mini mozzarella, pentru că și acestea sunt rotunde și foarte, foarte gingașe. Asezonate cu sare, piper și busuiocul nu trebuie să lipsească, așadar un preparat foarte sănătos și important să învățăm copiii să mănânce cât mai sănătos. Cam atât deocamdată, mai multe detalii vă dau pe parcursul emisiunii. Mulțumesc!